la gros de pudră deasupra, ci tenul trebuie să rămână luminos. Avem senzația că respiră. Practic folosim un alt gen de produse. Despre ce produse este vorba și ce nu trebuie să ne lipsească nouă din trusă, ne spune chiar acum Laura Atanasoae. Neața, Laura, și bine ai venit! Bună dimineața! Vorbim despre produse ce ne oferă luminozitate, da, zic bine, da. Și produse cremoase. Am văzut că asta este tendința mai nou pentru ceea ce înseamnă machiaj 2022. Mai ales că a venit sezonul cald, produsele cremoase oferă acest aspect natural, fresh, proaspăt, ca și cum nu purtăm make-up, dar totuși purtăm. Purtăm make-up, dar ascundem treaba asta foarte bine, exact. Să nu se vadă că există atât exact. Fond de ten, ci mai atenuăm. Și folosim doar produse cremoase, sunt ușor de aplicat, inclusiv de către începători, și aceleași produse le putem folosi pe pleoape, pomeți și buze. Dar aici vorbim despre produse ce oferă luminozitate, deci exact de ceea ce aplicăm în zona de pomete, cum spui tu, nu? Exact. Se dă un pic și pe pleoapă? Putem să le aplicăm fără probleme și pe pleoapă pentru a avea și ochii luminoși în aceeași zonă ca și pomeții. Ce alegem? Produs sub formă de stick? Văd că ai mai multe lichid. Am adus mai multe. Uh-huh. Da. Am adus atât stick-uri cât și lichide, cât și variantă cremoasă, dar compactă. Solidă, compactă. Solid. Uh-huh. Toate acestea oferă același tip de machiaj luminos și proaspăt. Și cu ce aplicăm? Asta aici este o problemă, arăt. Pentru că am văzut destule opinii care spun că cel mai bine se aplică cu buretele. Zic bine sau nu e? Se pot aplica cu mai multe, putem aplica cu degetul, cu burețelul. Da. Cu degetul foarte rapid la semafor. Asta când te pricep, când ești vorba aia, specialist cum ești tu și știi cât să pui, cum să pui, dar pentru cei care nu se pricep, pentru fetele care nu știu, mai bine să ia, nu, o pensulă sau un burețel. O pensulă sau un burețel sau inclusiv cu sticul, dar la fel trebuie să avem foarte mare grijă la uniformizarea lui. Hai, arată-ne puțin, că sunt tare curioasă. Vreau să vă arăt un blush cremos. Și în timpul ăsta vreau să-mi și spui cum alegem culoarea, nuanța. Bănuiesc că trebuie să ne raportăm la tipul nostru de piele, nu? Dacă suntem mai deschise ca și culoare, nu? Atunci când vorbim mai roz. Da, atunci când vorbim de blush, putem alege o culoare caldă, un piersic, roz pal. Sunt mai multe nuanțe care se pot potrivi aici. Însă, dacă vorbim de contouring, într-adevăr trebuie să ținem cont de nuanța pielii. Dacă avem o nuanță deschisă, mergem pe un contouring mai deschis. Dacă avem o nuanță mai închisă și suntem bronzate, putem merge... Dar tu vorbești de contouring, dar astea nu sunt produse de contouring, nu? Nu. Nu. Acum astea am sunt doar blush-ul luminos. Cremos. Uh-huh. Blush cremos și pe care l-am aplicat cu pensula, însă aș putea să-l iau pe deget și să-l tapotez ușor. Tu, că tu te pricepi, dar eu nu. Toată lumea poate face asta acasă. Pensula, cum să fie? Pensula unghiulară, normală, din păr natural, ca să ne ajute să uniformizăm foarte bine produsul. Și ce este important atunci când aplicăm produse cremoase este să nu le aplicăm peste pudră, ci le vom aplica direct peste fondul de ten. Și foarte important este să nu apăsăm foarte mult pe pensulă. Să nu rămână foarte mult produs, nu? Sau un pic? Da, sau să nu spargem textura fondului de ten. Se va lua fondul de ten de acolo dacă apăsăm foarte tare pe pensulă. Și rămân acele dure care exact. Nu le-ac plac și dar nu știm după aia cum să corectăm. Cu mișcare ușoară, circulară. A, ce frumos de aici din pensul. Da, chiar, da. Deci același aici e o culoare de piersică, nu? Exact. Deci cu același mergem pe linia de contur. L-am aplicat ușor pe tâmplă, în primul rând pentru a obține armonie cromatică și în al doilea rând pentru a oferi un efect de lifting subtil trăsăturilor. Bine, nu că ar avea nevoie Alexandra. Bineînțeles că nu, Alexandra este spunem superbă. Spunem așa, doar dar, putem... pentru cine își dorește, sigur. Exact. Bun. Și ai zis că și pe pleoape putem pe să încercăm. Îl voi aplica cu degetul, tot pentru aspectul acesta fresh, închis. Un pic mai sus, bravo. Ca să fie așa o chestie uniformă, nu? Tot machiajul ăsta să arate fain. Da, și obținem armonie cromatică dacă purtăm același ton de produs pe pleoape, pomeți și buze. Foarte fain arată. Deci cam asta e ideea. Ideea e să folosim un produs cremos luminos, să rămânem și noi în tendințe și să-l aplicăm astfel încât să avem un tot unitar în ceea ce înseamnă machiajul. Pensulă, deget, burete, nu contează. Sau direct sticul. Mulțumim mult, Laura! Cu mare drag!